Salutare, bine am găsit un unboxing și prezentare a unui nou aragaz. Beco, așa arată el în spate. Așa. Aici e metal și ăsta va rugini. Aici am știut ce e așa roșu, e murdar sau ce? Doamne, are pe el. Avem pe fundal covin. Muzică clasică. Da, deci aici avem un aragaz. Noul nostru aragaz Beco. Aici scrie niște specificații tehnice. Asta e spate. După cum se și poate vedea, vine din fabrică cu cablu de alimentare. 120, 100, nu știu cum se zice, volții. Nu știu cum se zice, volții. Aici avem metal, văd că este necis. Dacă ar putea să nu, aia chestia nu mi-e place ca fac, vezi că ne pică. Nu, așa că să facem și noi, să luăm astea de aici, așa și astea să le punem. Așa. Așa. Nu am cum să. Nu așa că de acasă. De ce? Cumva așa, cumva să nu se vadă fața, de aia încep să primez cumva. De asta nu e față că așa, că va trebui să punem mai rapid. Din cauza frigului. Fii atent ce spui. Mă, frate, câte minuni de astea de povestire mai pun. Și acum am pam, 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 avea dezbebire. Aia e bandă. Știu, doar că nu-mi place că aici e metal și se ruginește. Lasă. Am impresia că trebuie și spălat. Acum arată. Face un ghețac capacul din sticlă. Nu ai îngheța. Trebuie să spăl. Crozi. Da, mă. N-ai voie să-l pui în priză. N-ai voie să-l pui în priză și să-l stai deloc. O zi să stai așa. Cum mă zic, așa acolo. Îți pică ce e aia? Alea-s duzele. Oh.
Dar nu știu dacă se potrivesc. Așa de mici sunt? Da. Da, uite că arată și asta. Uitați cum arată ochiul, sunt faine. Nu, le zic eu. Oh, uite display-ul. Nu am cum să filmez cum arată în cuptor. Ce cumva, dar... Dragi prieteni, numai dacă pun camera așa. Și arată cuptorul. Aici sunt butoanele, display-ul. Dar noi nu-l avem asta în spate. Pot și ăla. Fii atent. Are meniu, are ceas și plus și minus pentru temperatură. Înțelegi? Deci nu, nu-l are. Deci, aici e plus și minus, tare sau încet. Adică să știu dacă are rost, că dacă nu pun pe donații și zboară într-un ceas o zburat. Așa, aici avem butoane. Se potrivesc ăsta. El este inox. Văd că are și un becuveț aici sau ceva portocaliu care cred că e un ca o semnalizare. Dacă zici că vrei, du-te și du toate la fontană. Nu, nu, dacă vrei să lăsă timp deasupra, poți să vedeți că nu se spargă. Eu am impresia că asta e mai mic decât sau mi se pare mie, sau ce mi se pare? Mie mi se pare că sticla asta e mai mare decât sticla. Așa schimbăm. Pui pe aia locul ăla. Așa arată. Tabă solidă, foarte bine făcut. No, și cam asta mișcă un bac în prezentarea gazului. Sunt bucuros că a venit. No. Să închidem acum, băiețelul. Așa arată avea gazul după. Unboxing, de ce? Și vede. Aici, pardon, mă scuzați, aici este meniu, ceasul, timerul, plus minus și, da. Aici sunt accesorii voi. Prima dată nu știam ce să văd de când m-am piedicat. Să vede, deci, trebuie să fii foarte atent cu el, că asta nu e așa, asta e pentru GPV. Așa, o să, când o să fie el, nu știu dacă vei pot arăta. Nu, trebuie să mă atoc eu doar. Așa arată, cât are pe el. Astea cred că sunt... Bun. Cuptorul se prezintă așa. Acolo e ventilatorul. Nu mai ai grijă, prezint. Da, deci e fantastică curabia. E... Recomand inoxul, deoarece e curabia mai rezistentă. Adică mai rezistentă, mai plăcută. Nu știu ce minuni albe are pe el. Că costă. În fine, așa arată, nu, nu stau la gaz. Aici jos. O mai, vei, grijă închid. Se, beco. Ceas. Popsia metalizată. Și ca să știți cum sunt bloc cu această chestie oșenie, am zis să vă iau mai bine. A fost de unboxing-ul. Așa. Aici au ții vase, vei. Încăpător. Lisei din metal. Observ cât de becurățat. Da, și voi. Acum a fost transportat cu mii urme de transport de mâini. Asta e cum e. Mă, frate. Nu, așa arată el. Ce cumva se acoperă. Că mie nu vreau să mi se vadă de loc fața. Nu, mie nu-mi place să fac face review. Deloc. Așa, deci. Și arată din partea strântă.
Yep. Tu altă zi o să vii prezint mai bine, deocamdată cam așa vădă. Poate asta altă în spate. Și asta e capul de alimentare pentru el. Aici e visibil. Eu de acolo, nu știu ce scrie, dar scrie ceva. Bă, frate, da. Chiar mi-am mutat. În fine. Nu, și asta e nouă nostru. Nu la gaz. Am înțeles și cu prezentarea lui. Sper că nu cum trebuie să mai cu și cum te frumos pe toate. Bye. Bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing.